doamnelor și domnilor, Dan Jurcan. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit pe la noi! Bine v-am găsit! Ați loc? Am, o să vorbim despre cifre, nebunie, o să fie lumea... stăm nasol, nu? Așa, în general. E rău. Se poate și mai rău. Se poate și mai rău de atât? Depinde cum ne uităm. Prefer, în general, atunci când ne uităm la cifre, să mă uit la partea plină a paharului. Pe de altă parte, 75% dintre români cred că ne îndreptăm într-o direcție greșită. Ceea ce pot să înțeleg după un an nenorocit ca ăsta, după toate bâlbele guvernului, ce v-aș întreba prima dată este, aveți idee la nivel mondial, așa, pe unde s-au mai făcut astfel de, de sondaje, cum stau lucrurile? Ca să punem un pic în context există, toată. Există un eurobarometru, da? Care se face o dată pe an și sunt și câțiva indicatori de optimism, pesimism. În general, în țările europene, depinde, se corelează întotdeauna cu gradul de democratizare, să spunem. Pentru că dacă este o democrație consolidată, cum sunt țările nordice, acolo indicatorul de pesimism este foarte mic. Este undeva pe la 20-25%, dar la democrațiile cu deficit sau în consolidare, cum sunt în general țările din spațiul estic, care au avut și experiența comunistă, acolo indicatorul de pesimism este undeva spre 40-50-60%. La noi, în mod constant, nu este specific. Noi nu avem nici democrație, de aia atât de mare. Ba da, avem o democrație, dar e o democrație care e în progres, așa cum se spune, în consolidare. La noi, acest indicator de pesimism, el evoluează întotdeauna, să spunem, ciclic. De exemplu, când au loc alegeri, gradul de, în cazul ăsta, direcția greșită, ponderea celor care cred că țara merge într-o direcție greșită, scade foarte mult pentru că are loc un proces de relegitimare și de recredibilizare a celor care sunt în funcții publice. Ca să vă dau un exemplu, cred că avem și aici cifra, avem undeva 55% în 2019 când a fost ales Iohannis. Iohannis care venea, atenție, după reales Iohannis, dar după perioada Dragnea. În perioada Dragnea, direcția greșită era tot undeva pe la 75%. Ce se întâmplă, în schimb, acum, este că după alegerile generale din toamna anului trecut, actualul guvern nu mai beneficiază de cele 100 de zile, el nu mai beneficiază de acel boost, să zicem, de credibilitate care se întâmplă odată cu fiecare alegeri, pentru că el vine, de fapt, ca un continuator al guvernului Orban, al regimului Iohannis. Și asta explică, într-un fel, de ce și nivelul de încredere și indicatorii de pesimism sunt atât de ridicați. Noi am găsit o știre pe care am dat-o aseară, din iulie anul trecut, în care era comunicat faptul că spitalul Ilfov, deci spital din București, a fost transformat în spital suport COVID, și că ultimul pacient a fost evacuat la 4 dimineața și că totul e în regulă pentru... N-a fost absolut niciun scandal, n-a fost nimic pentru că era cine trebuie, probabil, la Ministerul Sănătății. Și asta, dar haideți să ne uităm puțin. Deci, Foișor vine după Colectiv, după Piatra Neamț, după ce mai a fost Matei Balș. Da. Deci avem... După mai de mult maternitatea Giulești. După maternitatea, da. Giulești. Deci vedem că e o criză cronică, de fapt, a sistemului de sănătate. Dar ce ne-a surprins pe noi la IRES? Pentru că, să știți, la IRES am făcut în ultimele 12 luni peste 25 de studii. Cred că 15 sunt publice, se găsesc pe site-ul nostru și decidenții ar fi putut să le consulte gratuit, pentru că le-am făcut, să zicem, pentru interes public, dar noi am măsurat permanent să vedem, ok, cum percep oamenii pandemia? Pentru că, realmente,
măsurile care au fost luate au fost oarecum împotriva firii. Suntem animale sociale, adică până la urmă vorbim de instinctul gregar, noi suntem construiți ca să fim împreună, nu să fim izolați. Ori dintr-o dată ne-am trezit așa că în două săptămâni toată lumea a fost băgată la carceră. Apropo, știți că asta e cea mai dură dintre pedepsele care se dau în închisori, adică până și acolo izolarea. Ori dintr-o dată am descoperit că am fost obligați să stăm în izolare în luna mai și noi aici am vrut să vedem, ok, cum percep oamenii și nu a fost ușor. Am descoperit, de pildă, că 25% dintre vârstnici și-au petrecut prima lună de izolare singuri, fără niciun contact cu nimeni. E clar că cei mai mulți au perceput aceste măsuri de izolare, de limitarea libertății de circulație, ca fiind extrem, extrem de stresante. Și lucrul ăsta s-a văzut, avem... Noi am încercat să măsurăm luând exact manifestările depresiei și să vedem exact în ce măsură ele se regăsesc în populație. Și am descoperit că 40-43% din populație confirmă acest lucru. În general, cam 50% dintre oameni spun că nu au resimțit pandemia într-un fel sau altul, dar avem undeva între 30-40% care au resimțit-o extrem de puternic și, v-am spus, dincolo de aceste măsuri de izolare, sunt oameni, avem 10% care și-au pierdut locul de muncă, 9% care și-au pierdut venituri, adică și cu toate acestea, anul trecut, în luna mai, când noi am măsurat, 8 din 10 români spuneau că sunt gata să renunțe la libertățile fundamentale pentru a reveni la starea de normalitate sau de dragul sănătății. Adică ce vreau să vă spun este, iar nivelul de încredere în sistemul de sănătate după prima lună de COVID, anul trecut, ajunsese undeva spre 65-70%. Enorm. Și iar încrederea în medici undeva la 80-85%. Adică ce vreau să vă spun este că inclusiv guvernul, cei care lucrează în sistemul de sănătate s-au bucurat de creditul acordat de... Adică românul n-a fost cărcotaj la început. Nu, n-a fost... ba dimpotrivă, s-a supus. Cum stăm azi? Nu stăm bine. Nu stăm bine, vă spun, pentru că din măsurătorile pe care le-am văzut s-a înclinat balanța. Adică dacă anul trecut vorbeam de suportul populației pentru aproape 80% dintre măsuri, în momentul de față România este fracturată și este fracturată și pentru că s-a politizat excesiv toată această temă. Avem în principiu, dacă vă uitați, avem, da, ăsta este un slide bun, vedeți că în principiu jumătate dintre români au o părere foarte bună și bună. Ei sunt în general votanții PNL-ului și votanții USR Plus. Sunt în general oameni cu educație superioară și care locuiesc în mediul urban. Și pe de altă parte o părere foarte proastă. Adepții AUR îi găsim și la PNL și la PSD, dar în general nu se corelează atât cu opțiunea politică cât cu ceea ce înseamnă nivelul scăzut de educație. Și noi am înțeles un lucru, de fapt, în momentul în care aduce emoția, că asta s-a întâmplat, nu mai vorbim de democrație, ci mai degrabă de emocrație, pentru că asta s-a întâmplat și în 2012, și în 2014, și în 2017 cu Dragnea, se întâmplă și acum, în 2021, când, iată, un partid, AUR, reușește să capteze această emoție publică, să o amplifice, televiziunile intră destul de ușor în acest joc, și ele nu fac altceva decât să rostogolească această bulă emoțională și ajungem la proteste de stradă care, o să vedeți, nu sunt atât de ușor digerate de către public. În esență, cam 56% dintre români nu sunt de acord cu protestele împotriva măsurilor luate de guvern. Nu sunt de acord cu protestele pentru că, o să vedeți, felul în care a fost creată această bulă a protestelor din România din ultimele săptămâni, i-a deranjat pe mulți. Violența de limbaj mai ales, dar și violența fizică, creează incertitudine și oamenii detestă incertitudinea. Da, aici e o chestie... Pe de altă parte, îmi cer scuze, pe de altă parte, ce am remarcat este că
75% dintre români spun foarte clar, cu toate că au conștientizat, 30% au conștientizat că, ok, e un partid în spate, dar 75% dintre români spun nu folosiți forța, chiar dacă protestele nu sunt autorizate, dar ele, e o formă până la urmă care s-a legitimat, adică și colectivul, și 2012, și 2017 au fost proteste ilegale, dar ele au fost legitime, sau au fost legitimate prin această practică. Și vedeți, deja populația începe să accepte acest tip de exprimare publică în ultima instanță. Se leagă foarte mult cu acel loc pe care România îl ocupă în topul democrațiilor. Suntem undeva pe locul 62, da, din 167 de națiuni. După Mongolia, Ghana... Bun, dar suntem cu Bulgaria, Polonia, Ungaria, Croația. M-aș uita mai degrabă la aceste aspecte. Stăm foarte bine pe ceea ce înseamnă procesul electoral și libertățile civile, dar stăm foarte prost la ceea ce înseamnă calitatea guvernării. Gândiți-vă, și asta e curios, că nu învățăm nimic, adică indiferent că te uiți la stânga sau la dreapta, e același stil. Ordonanțe de urgență, ordonanțe de urgență, ordonanțe de urgență. Când ei știu foarte bine, mai ales cei care merg în Parlamentul European, că o guvernare sănătoasă înseamnă informare, consultare, participare publică. Nu iei deciziile pe colțul mesei și le anunță a doua zi. Ori lucrul ăsta se vede și acum și este sancționat. Este sancționat de public, dar este sancționat, vedeți, și de către cei care fac astfel de măsurători. Însă unde stăm noi extrem, extrem de prost, este cultura politică. Adică suntem de nota 3,75 pe scală de la 1 la 10. Și dacă ne întrebăm de ce personaje de tipul Șoșoacă au succes în România de astăzi, găsim răspunsul și aici. Pentru că orele de educație civică la noi sunt opționale, pentru că, până la urmă, răspunsul găsim în educație. Educația e centrată mai mult pe teaching, pe procesul de predare și nu pe cel de învățare, pe reproducere mai degrabă de conținut. Și memorare și așa mai departe. Mai puțin pe formare de caractere și formare de buni cetățeni. Pentru că, în ultima instanță, cum poți să ai politicieni mai buni sau să ai o democrație sănătoasă dacă nu ai cetățeni care sunt competenți și civic și politic? Ori asta se învață, oricât de ciudat ni se pare nouă, se învață în școală, nu se învață în altă parte. Cum stăm cu vaccinarea? Pentru că asta e problema care arde acum. Noi, democrație, nu o să învățăm nici în următorii 30 de ani, dar... Se schimbă, da, se schimbă în ritmul nostru. Da, și suntem pe calea bună, deocamdată. Bun, cu vaccinarea suntem la un moment de răscruce. Ce am descoperit noi pe ultimele măsurători este că ponderea celor care se opun vaccinării a crescut într-o lună cu aproape 10% și nu e un lucru bun. Adică dacă ne uităm, România a vaccinat undeva aproape 2000 de persoane, prima și a doua doză, sau a doua doză, iar ținta este undeva să ajungem la 10 milioane, în condițiile în care noi avem aproape 43%, vedeți, nu intenționez să mă vaccinez. Uh-huh. Întrebarea e cum o să ajungi la cei 70%. Deci aș spune că este un moment de răscruce în condițiile în care de la o zi la alta, și pe fondul protestelor, și pe fondul mesajelor negaționiste, și pe fondul unor măsuri care nu sunt suficient explicate, și pe fondul scandalului AstraZeneca, îndoiala crește. Noi ne-am fi așteptat ca, de exemplu, ok, și-am măsurat la un moment dat să vedem dacă după scandalul AstraZeneca a scăzut numărul celor care vor să vaccineze. Nu a scăzut semnificativ. Ce a scăzut, adică ce s-a schimbat, opțiunea. Oamenii voiau să vaccineze, dar voiau să vaccineze cu Pfizer, nu cu AstraZeneca. Ori, de data asta, ce am remarcat în ultimele săptămâni este această cădere cu 10% față de luna ianuarie și asta s-ar putea să ridice probleme serioase guvernului Câțu, în sensul că s-ar putea trezi undeva prin luna iunie cu stocuri de vaccin și cu o populație mult prea puțin dispusă să se vaccineze. Nu se schimbe, pentru că acest guvern, din punctul meu de vedere, prin toate mesajele pe care le-a dat până acum și să-mi spuneți dacă ăsta e... Și în campanie. Da. Și dacă ăsta e un motiv de supărare și din partea populației, guvernul se mulțumește să-i acuze pe cetățeni de lucruri.
n-ați făcut aia, n-ați stat cu minți, ați ieșit, v-ați dus nu știu unde, vreți la magazine când nu știu ce, vă înghesuiți la mall, vă înghesuiți colo, în transportul în comun, dar asta din cauza măsurilor fără logică pe care guvernul le-a luat. Poate că măsurile au logică, nu știu. Poate că măsurile au logică. Ideea e că această logică trebuie explicată. Românii sunt suficient de inteligenți ca să priceapă. Adică aș porni mai degrabă de la premisa asta. Nu de la le anunța pur și simplu peste noapte și de a impune pedepse. Pentru că nu cred că asta funcționează. Dovadă că ați văzut și jandarmeria nu mai aplică pedepse când se depășește o anumită masă critică. Bun, ce am descoperit noi legat de vaccinare? Există unele persoane care nu se vor vaccina niciodată, dar atenție, și în rândul lor i-am întrebat, ok, ce anume v-ar convinge să vă vaccinați? Ok. Și am descoperit, de pildă, că mulți s-ar vaccina dacă ar descoperi că vecinii sau prietenii se vaccinează și ei, dacă ar fi convinși că nu există niciun efect secundar, dacă angajatorul le-ar explica. Adică, vedeți, v-am dat acum... Oamenii tot au nevoie... Oamenii au nevoie de siguranță, au nevoie de ancore și nu pot fi acuzați pentru se convingă asta. Pe sine. Asta e. Și recomandarea noastră de la IRES pentru cei care fac campanii de comunicare la guvern e, ok, ați folosit până acum frica ca mesaj, uh-huh, a funcționat, dar nu mai e suficient. Frica convinge și funcționează până la un punct, dar e momentul în care trebuie schimbată total paradigma. Au funcționat argumentul expertului, cu oameni îmbrăcați în halate, cu medici. Ei, oamenii au nevoie militari, să... s-a dus și aia. A funcționat. Vor să vadă... Vor să vadă... Am văzut la americani ce vor să vadă oamenii. Oameni ca noi. Fericire. Da, și vor emoții pozitive. Sigur că noi am rămas surprins să descoperim, de exemplu, că... Uite, Banca Națională, 40%. Banca Națională, turnătorul 40%. Să bucură încă de încredere, da? Da, pentru că este văzut ca un factor de echilibru, așa? De reducere a incertitudinii atunci, mm-hmm, când piața este turbulentă. Sigur că poate una dintre întrebări este, ok, de ce este biserica la un nivel de încredere atât de ridicat? Sau armata, de exemplu, este undeva, mm-hmm, la 60-80%. Era undeva la 80, acum și armata și biserica au ajuns până la 60%, pentru că ne-am întrebat mereu de ce sunt scorurile de încredere atât de mari în institut, pentru că ele nu iau decizii care să aibă de-a face cu cetățeanul. Uh-huh. Și asta explică cel mai mult. Pe de altă parte, ce am descoperit în ultimii ani este o consolidare a încrederii în primar. Undeva prin 2014-2015 era undeva la 40-40%, acum vedeți, e undeva la 61%, ceea ce ne arată că primarul, dacă este gospodar și este în serviciu cetățenilor, indiferent de culoarea politică, da, se bucură de încredere și de sprijinul oamenilor. Pe de altă parte, o altă explicație de ce încrederea în Parlament, deși pare ciudat, pentru că în ultimă instanță Parlamentul este exact instituția care face diferențierea față de o dictatură. Adică nu suntem nici în situația Ucrainei, Belarusului sau Rusiei, în care parlamentele sunt mai degrabă formale, deciziile sunt luate în altă parte, dar a fost și o campanie intensă de demonizare a Parlamentului, aproape din anii 90, dar cel mai mult cred că Traian Băsescu, din postura de președinte, a intrat într-un război deschis cu Parlamentul și de aici a apărut și această etichetare, demonizare, stigmatizare ulterior, în așa fel încât în percepția publică acum Parlamentul este văzut destul de prost, deși, atenție, acolo este un loc al dezbaterii. Lumea are impresia că e o gâlceavă nesfârșită, dar asta pentru că noi nu avem un cult al diferenței. Nelipsita întrebare, cum stau partidele, cine crește, cine staționează, cotele apelor partidelor? Cele mai mari partide staționează, adică sunt în principiu acolo pe unde au fost în perioada sau imediat după alegeri. PSD și PNL. Da. Virginile de la poarta regimentului. Da, au rămas acolo, la fel și USR Plus. Ce s-a întâmplat și a fost o surpriză pentru tot. USR nu cade acum cu toate scandalurile astea? Foarte puține, nu. Ok. Nu am măsurat asta. După, da, am înțeles. După scandalul Foișor, dar nu sunt diferențe semnificative pentru USR Plus. De obicei, astfel de evenimente creează oscilații contextuale. Dar AUR și-a dublat scorul.
și a dublat scorul. Are un potențial încă de creștere, dar cred că există o anumită limită pentru... Am văzut-o, am probat-o, de fapt, vă aduceți aminte când a câștigat Vadim Tudor, cred că undeva prin anul 2000. Uh-huh. În general, limita asta este undeva pe la 20%, dar rămâne de văzut dacă va atinge, pentru că AUR deocamdată este singurul partid antisistem, dar odată a intrat în Parlament, la fel cum s-a întâmplat cu USR Plus, care îl contesta pe Dragnea prin 2017, odată intrați în Parlament, devin partea sistemului. Și toată vraja asta se rupe. Probabil că la fel se va întâmpla și cu AUR. Dar e extrem de interesant electoratul acestui partid, pentru că, în esență, PNL și PSD au cam același tip de electorat, cu mici diferențe, în sensul, dar în principiu se adresează și mediul urban și rural pe diverse paliere de educație, dar dacă ne uităm la electoratul USR Plus și la electoratul AUR, este foarte asemănător din perspectiva vârstei. Uh-huh. Ambele formațiuni se adresează celor care sunt până în 35-40 de ani. Ce face diferența aici este educația. Adică, în cazul USR Plus, 75% din cei care simpatizează sau susțin acest partid este cu studii superioare, pe când în cazul AUR, ponderea celor cu studii superioare e extrem, e nesemnificativă, undeva la 4-5%. Noi încheiem dialogurile cu un cadou și cadoul este o carte și vreau să vă ofer până să-ți dai seama motivele inconștiente pentru care facem ceea ce facem și vă recomand. Eu am citit cartea, e foarte interesantă. Vă mulțumesc. Am și eu un cadou pentru dumneavoastră. Da? Mulțumesc, da. E o carte, am scris acum câțiva ani. Da? Da. O singură patrie, mai multe românii. Da, am auzit. Da. Da. Okay. Ok, bine. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Numai bine. Sănătate mult. La revedere. Nasol, nu? Ce să mai zici? Iată cifrele! Încrederea în ce face acest guvern e undeva pe fundul gropii Marianelor, democrația e pe aparate la ATI. Și a mai zis Dan Jurcan o treabă pe care și noi aici la Starea Nației o mirosiserăm de ceva timp. Nu mai merge cu frica. Mesajele de amenințare la adresa propriului popor nu mai funcționează. Trebuie schimbată strategia. Dar cui să-i spui? Cine să te asculte? Câțu? Vlăduț? Haideți, mă, n-ai cu cine. Așa o să fim cu toții, cu vaccinarea, cu avem cu ce și n-avem cu cine. Ne vedem și mâine tot aici. Nu uitați să fiți buni, dragii mei. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.